Dragi prieteni, suntem tot la Arad și Play Sport vă propune din nou un invitat interesant din fotbalul românesc, un fost jucător inclusiv la Steaua, a fost jucător care a prins finala Cupei Campionilor Europeni în 1989, acel terifiant 0-4 cu celebrul Milan. Îi spunem bun venit astăzi lui Adrian Negreu, mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația Play Sport. Mulțumesc și eu pentru invitație. Aveți 54 de ani. Da. Nu mai sunteți implicat deloc în fotbal, în nu? Fotbal. Sau în nicio fotbal. Activitate. Nicio activitate. Spuneți-ne ce faceți astăzi, cu ce vă ocupați. Lucrez la o stație de benzină, la o benzinerie. Casier, manipulant, lucrător de platformă, ce e nevoie? De ce v-ați retras din fotbal total? Adică nu v-ați mai regăsit în fotbalul românesc al ultimilor ani sau pur și simplu nu v-a tentat să rămâneți în fenomen din diferite motive? N-am avut diferite motive, dar în timp am văzut că s-a cam denigrat. Nu-i mai ce a fost. Cu totul că posibilitățile financiare, vreau să spun că sunt foarte bune, comparativ cu ce au fost în urmă. Dar ceva lipsește. Și după cum văd eu, ne ducem tot mai jos. Valoarea lipsește, în primul rând. Dar valoarea asta se formează. Răbdare nu există la noi. Noi vrem tot timpul, dacă se poate, să culegem roadele fără să punem, să sădim pomul, să ludăm ca să dezvolte. Nu-i răbdare. Și plus de aia, nu știu, antrenamentele care se fac, condițiile sunt la majoritatea cluburilor care sunt în Liga 1, au tot felul de posibilități și facilități și nu știu, sunt... N-am participat, văd numai așa din exterior, mai când, cum mă duc, mai mă întâlnesc cu foști colegi care sunt antrenori, mai stau, mai mă uit, dar nu m-a atras niciodată. Și nu mai, pur și simplu mă uit cu plăcere când joacă echipa gazdă, adică locală, vreau să UTA, spun. Da. UTA. Ei, aveți jucat și la Old Boys, da? Aveți și un tricou cu sigla, da, Old Boys UTA, da? E un proiect pornit destul de recent, da? Da, da. O ambiție a președintelui Todd Iaraș, Dorel, care tot așa eram la un meci din ăsta invitat la cineva și tot ne-am băzit unul pe altul și au zis, no. Din momentul ăsta hotărăsc, o să fac. Toată lumea a crezut că glumește, că a consumat un pic de apă în plus și nu l-a luat nimeni în seamă. Dar până la urmă s-a dovedit și am văzut că a reușit să atragă foarte mulți jucători care încă nu mai activează, dar jucători cu nume care au activat în divizia. Pot să zic Huțan, portarul, Mutică, Mitu, Grad, Rolinogi. Da, adică jucători care n-au trecut prin Liga 1, da, ca gâsca prin apă. Exact, da? Exact. Și s-au conformat, au acceptat și am înființat ONG-ul ăsta în care acum pot să zic că de vreo două luni am fost la niște meciuri din astea mai amicale, pot să zic amicale, că toate sunt amicale, nu-i mai acum, nu mai, așa cum am zis, eu mă duc când pot, îmi permite, da, programul. Da. Servicii de așa natură lucrez în schimburi și nu pot să, hai că mă duc odată, vorbesc cu un coleg, facem schimb. Da. Dar asta nu merge până la infinit pentru că nu mai câștig din fotbal. Da. Asta e plăcerea acum. Tot atacant jucați la Old Boys sau v-ați reprofilat? Deci începem cu formație, sau cu jucați apărare. 1-10-0. Începem eu în spate, la în spate, nu eu. Tu te duci în față și la un moment dat mă trezesc că suntem 5 în față, nimeni în spate. Atunci prefer să stau în spate, că știu că
e siguranță și nu, nu e atât alergătoră. Da. Haideți să o luăm un pic cu începuturile, da? UTA a fost echipa la care v-ați lansat, UTA e prima dragoste. La UTA m-am lansat la juniori. Da. În mijlocul anilor 80, da, 84-85. În 84 am avut o grupă de juniori. Antrenor a fost la UTA și atunci se juca cu doi juniori. Obligatoriu era Țucudean cu Labu și eu, eram trei juniori care se juca obligatoriu, cum procedează și acum, dar... Țucudean cel bătrân, da? Da, Mitru, Dumitru, nu George. Da, da. Și trebuia jocuri și m-a dat la Liga a treia, de fapt Liga a doua, atunci Vagonul. De fapt era Rapid Arad. Vagonul, AMEFA, o grămadă de denumire au avut. Da. În fine, dar și acolo iară se juca cu doi juniori. Obligatoriu. Deci nu că ceea ce sau se întâmplă. Mi se pare aiure, absurd. Acum fiecare gândește în felul lui, dar cum pot să-l bag eu pe jucătorul X și să-l scot în minutul 1? Da, e ridicol. E foarte ridicol. Bine, fac referire la Dan Petrescu, care mi-a fost prieten, coleg, dar el își apără interesul. El la rezultat, vorba aia, joacă, nu joacă da, pentru... E recunoscut ca un tip pragmatic. Exact. Da? Dar nu mi se pare normal. Acum, n-ai valoare. Păi, nu te poți naște, că și Hagi s-a născut. A fost un Hagi, a fost un Mutu. Aștept să nasc odată la nu știu cât timp. Nu poate să fie toți, la fel. Dar trebuie să-i dai șansă. Că așa nu poți să... Așa ceea ce faci tu cu el, pur și simplu își pierde încrederea. Ce pretenții mai ai după aia? Trebuie să-l lași să joace. Riști. Da, găsește da. Un alt post sau găsește alt jucător în care să poți să sacrifici. Bun, ne întoarcem la UTA, da? UTA și este m-am dus la echipa Bolo, care v-a lansat. După aia da? m-am reîntors înapoi la UTA în 86 până în 86 a fost Neagoa Bibiru antrenor, după aia a fost Pigulea, tot s-au perindat, domnul Mulțescu. Pot să zic că pe mie unul foarte mult m-a ajutat. Deci v-a dat încredere, probabil nu v-a susținut? Din toate punctele de vedere. Plus că plăcea stilul lui, antrenamentele care le făcea. Deci nu era un om care, să zic, era preocupat pe lângă ceea ce prestează, mai avea și alte. El, dacă vrea să stai cu el pe teren, să te până nu era tipul. Bine, având în vedere că era din altă parte, ce să facă aici, în oraș? Da. Avea timp dar, să se dedice, da. Exact. Dar îmi plăcea cum lucra. Și foarte, foarte mult m-a ajutat. De-aia am și avut șanse. Că înaintea meciului cu Polit Timișoara, în 87, atunci s-a jucat campionatul prima etapă până cu ultima și ultima, returul, s-a jucat din nou. Deci, erau inversate. Inversat. Da. Am fost la joi. Sâmbătă am jucat la Timișoara și joi am fost chemat la secție, la poliție. Nu mai țin minte exact cine a fost. Ceva, a fost jucător cu grad. M-am prezentat acolo. Dai seama că aveam 20 de ani, 18-20. M-a întrebat, vrei să mergi la, să vii la Dinamo? Ce pot să spun? Erau cele mai titrate echipe da. În România. Da. Cine refuză? Numai că ești... Da, am zis. Bun, semnează. Asta a fost joi. Sâmbătă am jucat la Poli, am pierdut 3-1. Urma să se joace... S-a întrerupt campionatul, că a fost pauză, dar între timp a intrat Steaua pe filiera. Pe fir, da. Probabil aflaseră că și Dinamo se interesează, că între ei existau rivalitățile astea. Da, exact. Se cercetau unii pe alții și probabil aflaseră că sunt pe fir cu, păi da, cu Adrian Negrău. Eu am semnat deja, da. Ceea ce... Bine,
deciziile le luau aia mai mare, că nu putea să facă, adică mă putea suspenda, propriu zis, că după aia au fost chemat la București domnul Vaţi cu Indrieș la discuții și m-au sunat, vezi că trebuie să te prezint la Steaua. M-am prezentat la Arad, zic, la, am semnat pentru Dinamo, trebuie să mergi acolo, n-ai ce face, te supui. Nu, pe să zic că mă duc unde... Unde vreau eu. Unde, nu că unde vreau eu, dar așa m-am dus cu frică, că mă gândeam, am, probabil, o să am și niște repercusiuni. Semnez acolo, semnez dincolo. Atunci, la vremea respectivă, puteai semna unde vrei, când erau ăia mari și decideau. Da. Nu erau probleme de genul. Da, și m-am prezentat la, la Steaua. Țin minte că în ianuarie și ne-am dus la Forban, în pregătire. Era, ma, oricine se duce și vede jucător star care vorba aia, vezi numai la televizor, că nu i-am văzut în realitate. Da. Așa, mă uitam un pic. Tocmai jucaseră probabil semifinala cu Benfica? Nu. Nu? Sau era deja sezonul finalei cu Milan? Sezonul, nu. După Supercupa cu Dinamo Kiev. După Supercupa cu Dinamo Kiev, ok. Așa a fost. După Super, asta a fost 87, când 86 au câștigat ei, da, Cupa Campionilor, da, da. 87 Supercupa și în 88 m-am dus la ei. Deci între iarna 87-88, cum ar veni, da. Da, da, da. 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 Plăcut surprins am fost că am văzut niște jucători care, cum am zis, la televizor îi vedeam. Cum a fost când ați intrat în vestiarul ăla? Greu? Nu prea, că nu erau. Atunci erau toți, s-adunau, era întrunire, fiecare cu treburile lor, ba, sus că era vestiarele jos, sus erau birourile, cantina, vestiarele, magazia, deci să știa că trebuie să plecăm și atunci da. Toată lumea se pregătea să-și facă. Dar a trecut tracul ăla și am început să... Plus că mai am avut și colegi, Ilie Dumitrescu era mai tânăr cu un an. Era Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, era Stan Măstăcan, care era de aceeași vârstă. Deci, mama, e Bunaciu. Bunaciu a fost înaintea mea la Steaua. Deci aveam... plus că îi mai cunoșteam de la lotul de tineret. Nu mi-era chiar așa de... Dar totuși, ca și persoanele alea, personajele, fotbaliștii, nu puteai să... Bun, dar dai și peste grei, da, Bumbescu, Iovan, Lăcătuș, toată pleiada de meserie. Lăcătuș era, cel puțin... M-am întâlnit cu el când a fost aici de două ori, au comandat de antrenorat la UTA, m-am întâlnit cu el. Dar nu m-am urât sau m-am dușmănit sau că nu ne-am luat niciunul locul. Da. Cum se vehicula, că m-am bătut cu el, pe nu știu unde, da, de unde. Astea ce vor. A funcționat legenda asta la un moment dat, nu? Că v-ați încăierat cu Lăcătuș. Da, da. Eu nu mă duc aminte, nu știu. În fine, dacă alții știu mai bine, probabil că poate nu eram eu. Dar nu, total greșit. Dar el era în teren și în vestiar era alt om. În afară, total diferit. Nu ziceai că el e. Așa e... Firea lui, da. Firea lui, n-aveai cum să... El era mai aplic, mai rău de gură, mai arțăgos, mai... Asta se numește la intimidare. Dar n-am avut treabă cu... Plus că mai era Rotariu, care era de la Timișoara, era Silviu Lung, care, de fapt, nu știu, pot să numesc câți erau din București. Că majoritatea am fost din provincia. Nu. Petrescu era București, Ilie Dumitrescu, București. Pițurcă, dar nici el, că și el... Nu, că Pițurcă nu era bucureștean. Nu era bucureștean, el a venit de la... Din Oltenia. Da. Deci de-aia zic, dar una peste alta a fost bine. M-am acomodat încet. Dar scuze, intervin un pic întrebându-vă următoarea chestiune. Venirea la Steaua, până la urmă, faptul că s-a lăsat deoparte semnătura cu Dinamo
și ați venit la Steaua s-a datorat unei intervenții a lui Valentin Ceaușescu, nu? Da. Cam asta a fost... Probabil, că nu știu cine a putut legătura. Lua decizia ca să poată să... sau să pot eu să mă duc, din moment ce n-a fost niciun ordin, nu eram nici recrutat, nu am fost nici în armată, armată eu am terminat-o înainte. Eu cum am terminat liceul, m-am și luat în armată. Deci n-am avut nicio treabă cu... Că dacă era să mă înroleze, probabil că atunci trebuia să execut, da, că n-ai încotro. Da, 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 așa da. Era la vremea respectivă, te detașau și în timp vedeai, se orientau ei că aveau echipe și te trimitea. Nu, dar probabil că... A, și când m-am dus, am fost chemat, nu mai știu restaurantul unde m-am întâlnit, eram eu, Pițurcă, domnul Valentin, cine mai fost? Alexandrescu, probabil. Nu, nu mai fost. Nu. Eu nu mai fost. Au fost... nu, stai cu... Ia, cum îl cheamă? Președintea. Danilescu. 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 Dânsu a fost, da. M-am prezentat acolo. Stăteam lângă cine stăteam? Că, cum am zis, i-am văzut la televizor sau pe domnul Valentin, am auzit de dânsul. Nici n-am avut ocazia să... Da, v-ați blocat un pic că l-ați văzut cu Valentin acolo? Ați avut așa o strângere de inimă? Am avut așa, de ce să neg? Că n-am... Bine, cum să zic, nu cu frică m-am dus, dar totuși să stai așa să vezi exact ca și cum acum ar veni careva și îl vezi pe Tom Cruise care nu l-ai văzut sau nu mai ai auzit de el și un pic... Te uiți așa un te pic, uiți. Da, 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 da. Că așa e felul, n-ai cum să fii indiferent, pentru că a fost o persoană publică, cunoscută și acum ai un tip, cel puțin așa, impresia mi-a lăsat, foarte, foarte educat, civilizat, calm, stătea de vorbă. La nu, Valentin vă referiți la, da, la domnul Valentin. Deci nu că... Făcea abstracție că el e copilul lui, domnul fostul președinte. Nu, dar am trecut peste tracul ăla la început, chiar cum v-am mai spus, când am intrat și am văzut acolo, nu știam unde e intrarea, ieșirea, mă uitam, vedeam pe cei pe acolo, m-am gândit că... De cine v-ați apropia mai mult, cu cine stăteți în cameră? Am stat în cameră cu domnul Bumbescu. V-a introdus, a avut cine să vă introducă. Nu, că nu aveam treabă cu dânsul. Erau Iovan Bumbescu. Da. Acum, cum să zic, în deplasări sau în turneuri sau în cantonamente, nu eram cu el. El era cu... domnul Iovan. Cu Fane Iovan, da, celebru cuplu indestructibil. Și când făceam cantonamentele înainte de două, trei zile înaintea jocului, unde era stadion, acolo aveam locația unde stăteam cu domnul Bumbescu, stăteam. O zi nu era, a doua zi venea, era fizic. Da. Așa a fost. Dar n-am avut treabă, m-am înțeles extraordinar. Chiar că, ca și cum ai avut așa o încredere că știi că cineva e lângă tine și te poate sprijini. Cu o vorbă, cu, eu știu, te susține sau... Na, exact cum au avut Ilie Dumitrescu pe Pițurca și pe Lăcătuș. Eu am avut. Plus că antrenorul care i-a dat încredere. Acum, valoare ori a avut fiecare, că nu de-aia au ajuns. Da, contează să fie cineva care să te tragă de păr, cum se spune. Exact. Nu așa că te bagă un minut și te scot. Atunci, ce pretenții mai ai? Exact la ce am mai discutat înainte. Dar s-au integrat. M-am integrat și eu. La un moment dat nu mai aveam posibilitate să joc vârf. Am jucat fundaș dreapta la un moment dat. Am jucat fundaș central. Central chiar. N-am jucat dreapta niciodată, că stângace am fost. Fundaș central și am vorbit cu Neapoiu, zic, Neapoiu, aș vrea să joc mai mult, că îmi trebuie jocul și să... Am jucat și fundaș, zic, nu puteam juca fundaș stânga, că era
Ungureanu. Ungureanu și fundaș de apterea Dan Petrescu. Ocupat, da. În spate era Iovan Bombescu, dar la Bombescu... Cam exact, șchiopăta. Da. Și atunci mi-era ușor să joc. Mai pierdea câte o noapte, mai sărea câte un meci. Acum el singur s-a exclus. Adică mi-a dat șansa, am jucat fundaș, vreo 6 luni am jucat fundaș central. Era simplu, ușor, aveam, cum se juca atunci, 4 pe fund, 3-3. Nu era complicat să ții omul și să pasezi, să nu te complici, că atunci era bai. Deci mi s-a părut simplu. Am adus în discuție, din fluxul discuției, cuplul Iovan Bumbescu, da, în jurul căruia s-au țesut N povești și se vor mai țese în următoarea 100 de ani, da? Acum... oameni grei și pe teren, dar și în afară, nu? Da, nu vreau să-i denigrez sau să vorbesc urât la adresa nu lor. Nu e vorba de a denigra, fiindcă inclusiv Fane Iovan, scuze, inclusiv Fane Iovan a povestit chiar el o grămadă de năzdrăvănii pe care le-au făcut, da? Deci au fost. Astea sunt realitățile. Eu nu mă ascund și nu vreau să... De-aia odată, când m-am mutat la FC Bihor, Fane Iovan urma să fie antrenor, jucător. Dar n-am vorbit și nu vorbesc pe nimeni de rău ce-o făcut ăla. Că asta însemna că și altul să vină să spună ce am făcut eu. N-am făcut eu chiar așa, că nu... Am prins eu perioada aia încât să... Ei au fost jucători, Champions League, cupe, națională, deci... Trofee multe, da. Nu se poate compara. Dar, așa cum am zis, dacă în teren îți faci treaba, nu-ți are nimeni baiul. Dar din moment ce tu apare probleme și există o cauză atunci, care trebuie eliminată. Te elimini tu sau... faci în așa fel încât să-ți revii. Dar ei au fost niște excepții. Deci v-am spus... Nu se cunoștea, nu? Că mai pierdeau nopțile. Nu, nu. Din contră, parcă erau mai odihniți decât noi. Parcă noi eram în locul lor. Nu la știu. Testele medicale ieșeau cei mai buni. Da. Da, așa era structura, fizicul. Te povestiți poate vreo întâmplare cu cei doi, dacă vă aduceți aminte? S-au prescris oricum. Noi mai aveam acolo în cameră unde stăteam la Hotel Haiduc. Mai duceam câte o sticlă din asta. Nu eram consumatori, dar ocazional dacă vine cineva să mai... Și știu că Bumbescu era foarte hotărât. Am avut din Grecia, am avut Uzo și Pălinga. Și era pornit, încă în căldură era. Era ziua și au venit direct la frigider, el să bea ce era. Bea, zic, nicio problemă. Dacă... Ce ai? Ce este? Aia am. A luat așa o sticlă și când a dus-o la gură, era și cald afară, nu era noapte. A dus-o până la fund. Da, a dus-o unde? Când a început să flăcăr ca la zmeie așa pe gură. Ce ai aici? Păi băutură, ce să am, zic. Deci e Uzo era, nu? Sau ce era? Țuica. 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 Și s-a blocat după o gură scurtă, nu? Că ardea s-a blocat, grav. Dar eu rămas întipărit și când mai avea momente, mai venea... stai, cum ziceam eu, la Mujne îi zicea Oagăru, că el era ungur. Negoro. Vă pusese o poreclă cumva. Da, 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 da. Negoro, ce mai e acolo? Iarmă, frigi? Acum au trecut mult timp, foarte mult, 30 și câți ani, 36. Foarte mult, ca să dau înapoi timpul să mă gândesc la fiecare. Au fost momente. Ne spune și povestea din Franța pe care am evocat-o înaintea interviului? Exact, nu mi-aduc bine aminte, dar știu că s-au amânat, știu că stăteam în avion și așteptam să vină. Erați la un turneu, nu? Ați fost cu Steaua într-un turneu în Franța, nu? În pregătire am fost. Pregătire. În pregătire. Okay. Știu că am fost la Nice. Uh-huh. Din câte mi-aduc aminte, am jucat cu
ceva echipe. Nu știu chiar exact, nu vreau să mint, da, dar știu că eram îmbarcați în avion și și nu s-au prezentat. Nu mai vineau. Din câte am înțeles, s-a dus neapoi, era într-un bar, erau cu pistoale, cowboy, dracu știe în ce anturajă. Ei erau îmbrăcat din cowboy sau ce? Nu, era acolo, unii, anturajul, da, și nu vreau să vină. Vreo petrecere de western, cine știe. Nu știu exact, dar dacă vede și își aduce aminte, să îmi spună dacă știe exact. Dar, bine, cum am zis, eram nu puteam noi să... Bun, nu, ca întâmplare, dar amuzantă, o luăm, evident. Amuzantă, da, că da, până la urmă neapoi au reușit să-i convingă să vină. Avionul, bineînțeles, că și-au amânat zborul, noi stăteam acolo. Și ați așteptat 4-5 ore în avion să vină Iovan și Bumbescu. Da, da. Unii dintre băieți s-au cam enervat, probabil, cei ăștia mai veterani, probabil, nu? S-au enervat, n-aveau, dar n-aveau ce să facă. Ce să facă, pentru că nu știa de azi, mâine sau întâmplător. Știau, da, fiecare unul de altul ce le putea capul. Da. Mergem spre finala cu Milan, da? Care a fost un episod în care Steaua de atunci a fost masacrată, da? În fața unui Milan imens. Da? Una dintre marile echipe din istoria fotbalului mondial, da, acel Milan. Păi dacă stăm să ne gândim la vremea respectivă, nicio axel șansă, principal, da? Au câștigat olandezii campionatul european, dacă, da, vă ajuteți aminte, era, da, Rijkaard, Gullit, Van Basten, exact, axul, da, ceea ce a fost și la Milan. Milan. Deci, dar atunci când eram în stadion, că pur și simplu de emoții, de nu știu de ce. N-am ieșit afară când s-au omânat medaliile la final. La final. Dar am revăzut meciul de foarte multe ori. Nu mi s-a părut chiar așa mare diferența ca joc. Și chiar după meci discutam, au ieșit afară, au stat, au vorbit. Păreau foarte simpli. Nu că ei sunt, eu știu... Și acum am bătut și suntem campioni și cine suntem noi? Nu, modești, s-au comportat normal. Da, da. Au fost discuții legate de... Noi, la vremea respectivă, jucam cu Ford. Și țin minte că au zis că dacă se câștigă, fiecare are o mașină. Mașina aia ne-a dus pliante, să alegem modelul, culoarea. Fiecare să-și aleagă, da. Bun, dar cum? Mașina aia trebuia să o cumpărăm. Păi și care era șmecheria? Bine, puteai să spui ceva. Oricum, da, ceva bani tot au intrat, s-au perindat. Și apropo de ce vreau să zic, discutau ăștia între ei, mai bătrânii, ca primă de joc, ce au avut. Un Ferrari, $250,000 de jucător au primit. Cei de la Milan. Da, și noi făceam haz de necaz, că ne-a dat o revistă să ne alegem modelul. După Steaua a urmat Bihorul, da, imediat după Revoluție. Unde da, Revoluția unde v-a prins? Unde erați? La București. La București. E nu, la... când... înainte să vin la Bihor, a fost domnul Ștefănescu. A venit antrenor. Da. Și domnul Ștefănescu a făcut-o... l-a luat pe Ovidiu Lazar. Da, de la Oradea. Da, și mi s-a spus să mă duc împrumutat. Și am spus, eu nu mă duc împrumutat, dacă acceptă, mă duc definitiv, dacă nu, nici n-am vrut. Pentru că, sincer să vă spun, mie nu mi-a plăcut. Nu sunt... viața aia de București nu m-a... Nu v-a încântat. Nu. Nu v-ați adaptat în general la București, nu? Nu. Cred că nu prea aveam tangență. Atmosfera de acolo, la ritmul de acolo, nu? Nu prea aveam tangență așa cu lumea, cu oamenii. Că programul era de așa natură încât aveam weekend în curs săptămânii, meciuri, etape, cupe, antrenamente. Dar nu știu, nu m-am putut acomoda și am spus, nu, eu nu mai stau aici. Nu împrumutat, ori mă duc definitiv, ori dacă nu... Erați căsătorit atunci, aveați... Nu erați, nu? Nu. N-am fost căsătorit. Așa am ajuns la Bihor. FC Bihor era în divizia A. Am prins un... Deci eram cu un pas să mă las de fotbal. De ce? Pentru că echipa de așa natură
aveam rezultate, au și căzut. Următoarea, eu m-am dus în vară, până în iarnă am stat și am plecat. Da. Am spus că nu mă mai duc înapoi, mă las de fotbal. Pentru că am văzut că nu se dorea nici rămânerea în divizia A, plus că băieți buni, dar pe mine nu m-a ajutat cu nimic chestiile astea. Și am hotărât, plec sau mă las. Și am un prieten și acum, domnul Vance, au fost și la Bihor, la UTA, la Craiova, la Jiu, în Ungaria. El era la Honved atunci. Și-a zis, hai, vină și fă pregătire cu noi. Cum să mă duc eu în Ungaria să fac pregătire, zic. Da, pur și simplu, face antrenamente. Da, și m-am dus acolo, am stat o lună de zile la el. Antrenorul era Mezei. Uh-huh. A fost și Națională Ungaria, antrenor. El era. Da, și am stat o lună, pur și simplu, făceam antrenamente. La urmă, au zis că ar fi interesat cu cine se ia legătura. Păi, la un moment dat, nu mai știa cine, care... Nu mai știa de cine aparține. Sau cum? Exact. La cine să meargă, toată lumea a accepta să se întâlnească, dar cine, de cine depindeai. Vorbea cu ăla cerea o sumă, du-te, vezi că nu ăla nu-i mai președinte, semnătura și transferul ți-l dă ăla și... Tâmpenii. Un haos, da. Da, dar până la urmă s-a reușit. M-am dus 2 ani de zile, am stat la ei. Primul, al doilea an am câștigat campionatul. A spus vreun ban deoparte din perioada Steaua? Adică au fost câștiguri cât de cât semnificative acolo care să vă permită să faceți și un cheag așa de bani? Chiar semnificative n-a fost. Deci au fost bani, au fost. La vremea respectivă și acolo unde am activat, s-au câștigat bani. Și pe merit, că nu pot să spui că s-au făcut tot felul de... Da, la vremea respectivă. Da, am adunat. Așa e când ești copil și n-am înțeles... Atunci era, puteai să-ți iei dace când vroiai. Da. Adică în sensul că noi puteam să ne luăm. Da. Că îți dea aprobarea și du-te și ia-ți. Da, m-am dus, era în 31 decembrie, țin minte că asta a fost chiar în 31 decembrie 89, că expira data aprobării. M-am dus la Timișoara, că acolo era... Da, imediat după Revoluție atunci. Înainte de Revoluție. Păi 31 decembrie 89. Păi nu a fost Revoluția, când a fost? 25-26. Păi asta mi-a zis, imediat după. Dar încă da. nu eram chiar deliberați în totalitate. Da. Eu consider că după 90 a început haosul care s-a total greșit și l-am înțeles noi. Da. Că am scăpat de sub. Am scăpat foarte bine, am scăpat. Și acum suntem ca și câinii pe stradă. Nu ne găsim locația. Din păcate, dar în fine. Da, și m-am dus și m-am luat o mașină. Care, de fapt, eu permis. N-am avut, nu am și nici nu o să am. Nu m-a atentat niciodată. Și ce ați făcut? Ați luat-o și ați vândut-o? Sau n-am vândut-o, că și-o luat permis sora mea și i-am dat-o ei. I-ați dat-o ei. Adică i-am dat-o ei, ea era un fel de șoferul meu când veneam acasă. Da. Îi plăcea să conducă, atunci era și probleme iarăși cu rație de combustibil, îți dădea 20 de litri. Bine, ne-am descurcat, nu a fost problemă. Și când s-a măritat, i-am dat o cadou de nuntă. Am avut o garsonieră, asta știu, asta am venit-o de la club. Între timp, când am plecat în Ungaria, sora mea tot îmi spunea, păi, fă ceva și cumpără. Ce să fac? Eu n-am timp, că dincolo, nu pot să mă ocup de... Nu, s-a ocupat de hârtii, de formulare, de nu știu ce și mi-am cumpărat. O garsonieră în București? Nu, în Arad. Nu mi-a luat nimic acolo. Dar n-am prea, cum să zic, nici n-am fost risipitor, ca să zic, îmi plăcea să adun, dar n-am fost inspirat că să investesc în ceva, care să fie profitabil. Bun, deci practic v-ați ales din perioada Steaua cu o garsonieră, da? Cu o mașină care a ajuns la
a rămas în familie la, la sora, da. Da? Și cu probabil oarecare bani strânși într-un cont, da? Da. Da, în timp, când după ce am plecat din Ungaria, mai mult plecat am fost, că tot acolo m-am plimbat, că am luat-o de sus, jos și mi-am luat apartament. Uh-huh. M-am căsătorit după primul an de când am fost la Honved. Următorul an m-am și căsătorit. Mi-am adus soția acolo. Pot să zic că s-a schimbat un pic, s-a schimbat. N-am prea fost, să zic așa, un plimbăreț să mă duc să... Nici nu știam limba, absolut niciun cuvânt nu știam. N-aveam cu cine să mă duc și să mă plimb ca să pot comunica. Mergeam așa cât îmi permitea să știu să nu mă pot devia de la drum să ajung acasă. Da. Dar... Să nu vă pierdeți, da. Păi, era cam lung drumul, că trebuia să schimb... un autobuz, tramvai, ca să ajung la stadion și de acolo înapoi. Da. Trebuia să fiu atent. Cum am zis, n-am înțeles, nu știam nimic ungurește. Și nu mai aveam pe nimeni ca să pot să-mi traducă sau să spun ce aș dori. Da, da, da. M-am căsătorit și... A venit copilul, după aia de acolo am plecat, am venit apoi la Bihor, am venit la UTA, am stat jumătate de an. UTA atunci au căzut în divizia B, domnul Gigi Borugă era antrenor când au avut neplăcuta problemă pe bancă, ce s-a întâmplat, nu știu, am pierdut sau egal, am făcut cu Sportul Studențesc, parcă. Da, și a avut o problemă de la inimă, parcă, da, de genul ăsta, da. Mă întorc chiar și la Steaua, dacă vrând nevrând, acolo este eticheta carierei dumneavoastră, da? În deplasări, așa erau vremurile din deplasări, se mai venea cu blugi, cu casetofoane, cu tot felul de minuni de genul ăsta. Cât ați stat acolo, ați apucat să faceți tranzacții de genul ăsta? Că erau mulți care se ocupau cu așa ceva. Pot să zic că tranzacții, că n-am avut așa mulți bani încât să pot să zic că tranzacții... Nu, dar v-ați mai adus un video, mai aduceați blugi, mai aduceați... Asta am vrut să spun. Deci ce să lua și se... nu se comercializa, pentru că nici chiar așa absurd. Dacă se cumpăra, luai. De exemplu, în Belgia, asta era țara unde se făcea cantonamente, permanență. Uh-huh. Acolo era un... magazin, un român, un... Da, era magazinul Dan Wild, da. Exact. Și acolo făcea reduce și televizoare, video, ce aparatură electro... din astea electronice. Ce considerai că ai nevoie să ai și tu acasă. Da. No, totuși era un mod și nu oricine își permitea. Da. Dar să iau, să vând și nici dintre colegi. Că dacă își lua, avea, ba o cumnat, ba o nepoată, ba o mătușă, împărțeau în familie, ba... da. Sau la prieteni. Nu prea aveau. Bine, îl cumpărai și ți-l plătea. Pentru că unii aveau posibilități. Eu știu, în 86 mi-a dat de la club să iau televizor color, nu orizont. Era cu butoane, nu era la cromatic, înaintea lui. Țin minte că era 13.000 de lei. 13.000 de lei, ceva. Și am avut posibilitatea să mă duc să iau. Ce să fac eu cu el? Am întrebat pe vecin, a cunoscut, mă, te interesează, zic, televizor color. Da. Păi cine are? Păi eu am. Păi unde? Păi trebuie să mă duc să-l iau, zic. Da, eu zic, eu n-am bani, zic. Eu ți-l dau ție, dar tu vii și-l plătești. Da. Da. Și de aia zic că nu toată lumea își permitea, sau care și-ar fi permis, nu aveau posibilități să-și ia. Și atunci tot mergeam prin deplasări, nu prea am prins cum să... De aia zic, fiecare club avea țara lui. Dacă facem acum un haz din caz, dacă vă aduceți aminte la Victoria, când nu a plecat avionul, din cauza... Greutății bagajelor, da, e un episod celebr ăsta, da. De-aia zic, fiecare club avea destinații preferate, preferate, pentru că știa de acolo mă duc și cumpăr,
Acum că vindea, că făcea comerț, că eu știu. Da. Na, dar eu n-am făcut, că n-am avut nici chiar așa posibilitate, chit că n-avem ce să... Ați prins vremurile înainte 89 în care securitatea era tot puternică. V-ați lovit de oamenii ăștia vreun fel înainte de 89? Nu, i-am... nici m-am uitat și nici nu mi-a sărit să văd că e o persoană care... sau să zică cineva de... vezi că ăla ești urmărit sau eu știu, vezi pe unde mergeți că... probabil că exista, că nu mergeam... Sau să vi se propună să-i ajutați în vreun fel, nu? Nu. V-a abordat vreodată? Nu. Nici vorba. Am avut o tentație... am fost cu lotul de tineret în Grecia când echipa mare a făcut 0-0 în Grecia. Da. Și noi, tineret, am pierdut 1-0. Și eram cu Bunaciu. Și chiar am zis, bă, rămânem. Eu nu rămân, că era mai mămos. Bine, am zis, da. Rămân eu singur atunci. Altfel, v-a trecut prin cap. Da, am avut atunci tentativă. Chit că dacă stau să mă gândesc, rău sau bine, nu știu, că n-am ajuns. Nu știți să... ce-ar fi urmat, da. Nu știu. Numai că fiind doi, el fiind și din Arad și îl cunoștea mai bine, altfel era. Atunci mă bătu gândul. Da, eram așa îndoielnic. Și ce fac? Că... nu știați ce poate urma. Dacă ați schimba ceva în cariera noastră, ce ar fi lucrul acela? Ați vrea să schimbați ceva în cariera noastră? Timpul înapoi nu mai pot să-l dau. De schimbat, am schimbat. Nu am realizat la timpul potrivit că, de fapt, ce urmări poate să aibă referitor la alcool. Nu a schimbat absolut nimic. N-am cu ce și timpul înapoi nu mai pot să-l dau. Nu, nici nu mă mai gândesc că nu mă ajută la nimic. Bun. Ați atins o temă sensibilă, da? Alcoolul. Vorbeam un pic și înaintea interviului. Ați traversat în ultimii ani, după ce v-ați lăsat de fotbal, a fost o perioadă grea pe care ați traversat-o. Grea. Ne puteți... haideți să povestim un pic ce s-a întâmplat și cum ați reușit să vă repuneți pe linia de plutire, să zicem. Și unde ajunseserăți la un moment dat? Deci să descriu cauza, n-am avut probleme ca fiecare, dar nu în așa măsură încât să fiu deprimat și să recurg numai la alcool ca să mânec toate problemele. N-am avut probleme. Pot să zic că am avut o familie, mi-am întemeiat, am fost și avertizat și am considerat că dacă ea consideră că e mai bine să divorțăm, să facă. Dar o amenințare, da, degeaba, că tot n-a reușit să mă curenteze încât să mă trezesc la realitate, la momentul respectiv. Și am ajuns. Deja am înaintat și ca vârstă și ca profesie. O să zic că deja aveam experiență la anumite combinații la alcool, să nu adică interpreteze combinații de altă natură. Ce, adică vin cu țuică sau ce, bere cu vodka, la astea, la combinațiile de alcool vă referiți? De alcool, da. Deci nu mai aveam, consumam și înainte, dar nu un exces. Dacă beam un șpriț, pot să zic un dez de vin cu doi de apă, da, să fie mai intins. Nu
am depășit perioada aia. La un moment dat nu mai simțeam, simțeam că e un fel de apă, până nu cădeam în extrema aia încât să simt că ca și drogat. Deci până nu simțeam că nu puteam să mă opresc. Și am ajuns la combinații din astea mai extravagante. De genul? De genul tărie cu bere, tărie cu... Nu prea am băut tărie cu vin. Dar am început să consum tărie, ceea ce n-am băut la vremea respectivă. Care acum am dedus că, de fapt, orice băutură nu te duce și nu te... Nu ești cu capul limpede, dar în general tăria îți provoacă multe neplăceri. Nici nu mai poți judeca, nu știi ce faci. M-a adus într-o situație penibilă. O să spun că răbdare au avut cine a avut. Vă referiți la familie, în primul rând? La familie și... Prietenii foarte apropiați. Nu prea mai am avut prieteni apropiați, pentru că am realizat, de fapt, ce înseamnă prieten. Prieten, că mă duc cu tine și consumăm, dar plătesc eu. Nu că i-am mai rărit, chiar că... I-a striat binișor. Da, dar nu mai eram nici eu căutat. Da, da, da. Pentru ce să te caut? Ca să... ce? Să-ți plătesc eu ție. Și ați ajuns la un moment dat dependent de alcool, da? Nu chiar dependent, pentru că aveam perioade... Pragul dependenței, cumva. Deci, cum să zic, aveam perioade în care eram, o țineam așa o săptămână, chiar două, până la un moment dat deja vorbea aia, curgea acidul din baterie și mi se făcea silă. Pur și simplu starea care mi se producea, nu mai aveam energia, nu mai gândeam, frică, teamă. Simțeam tot mirosul ăla îmbibat, nici cum nu mă puteam, indiferent de câte ori mă spălam. Dar nu... Și trecea o perioadă bună, știa. După ce terminam programul, de câteva zile... Adică aveați câteva zile în care efectiv vă pierdeați în alcool, da? După care o perioadă de revenire, să spunem, da? Și apoi din nou, același ciclu. Așteptau, da? Să se declanșeze. Deja acum trecea o lună, două, deja toată lumea venea era în stand-by, da. Și aștepta să vadă când e rup. Până când am, în 2019, țin minte că era iarnă, era prin decembrie, începutul lui ianuarie, n-am ajuns acasă de vreo două săptămâni. Am stat la cineva la pensiune să-i mulțumesc că m-a ajutat, băutură, ioc, numai atacă cazare și mâncam. Uh-huh. Și imaginați, aceleași haine, aceleași mirosuri, ploaie, zăpadă, frig. Eram oribil, oribil. La pământ. La pământ. Stăteam și mă gândeam, totuși, de fapt, ce aștept să se întâmple? Adică ajunsese-ți aproape un, nu știu... Boschetar. Boschetar, că așa mă consideram. Hainele nespălate, mergeam la lucru, transpirat, udat, mergeam înapoi, nu mai puteam să dorm, eram agitat, mă întrebam, totuși, ce am de bine, plus chestia cu alcoolul, că la un moment dat intram într-o stare din aia în care îmi cerea organismul, că sevraj. Se numește, că alcool, drog sau eu știu ce alte... Adică intrați în anumite stări de sevraj câteodată. Da. Căutam alcool și plus că, cum v-am zis, mi-am îndepărtat, vedeam că nu mă mai caute nimeni. Nu-i mai interesa nimeni de persoana mea. Totuși, atunci zic, ce fac? Pentru ce mai exist? Nu mi-a trecut niciodată prin cap chestii de genul să îmi pun capăt. Gând de suicid, da? Da. Asta nu v-a atins niciodată, da? Nu, n-am avut gândul de genul ăsta, că probabil... Exista o urmă de rațiune undeva. Nu, n-am. Pur și simplu am lăsat așa, zic. Și în timp am stat și am meditat și m-am gândit și vedeam cum lumea parcă vedea un om. Cum să zic, mă simțeam în plus, dar de ce?
De ce nu mă suportă? De ce nu vorbește? De ce se ferez? De ce tot îmi puneam tot felul de întrebări? Da. Totuși, care e cauza? Până am de la un prieten am aflat că există un site care există și la noi în țară, e venit de afară și zice, hai, încearcă să vii, pentru că toți sunt la fel ca și tine, toți au fost, toți, măcar să vii să vezi. Să încerci, da. Să încerci, nu să faci absolut nimic, numai să vii să vezi. Și treptat, treptat am început să frecventez și mi-a dat seama că acolo se poate vorbi deschis, te deliberezi. Era un fel de psiholog, nu? Sau ce? Era ceva. Era un centru de reabilitare, exact, cumva, da? Un da, centru de reabilitare, da? Nu era nici pe bază de, cum să zic, să plătești sau să stai internat. Sau pur și simplu de asistență caritabilă, să spunem, cumva. Format din niște persoane care... Acum ei au de mult timp, au scăpat, n-au scăpat, pentru că tot asta se spune, zice, nu scap, niciodată nu o să scap. Să nu spui că niciodată, că nu există. N-ai de unde să știi. Da. Pentru că e foarte simplu, e foarte, cum să zic, nu simplu, ușor să declanșeze. Și eu, cum eram și consumator de genul, nu beau un pahar, dacă m-am pus să beau, ori nu beau. Da. Mi-ajunge dacă o gură. Deci dacă am băut o gură, mi-ajunge. Astăzi, deci în momentul acum. Ăla. În momentul ăla m-am dus. Nu mă mai vede și nu mă mai găsește nimeni. Treaz. Nu puteam. Da. Deci așa, de așa natură, încât eu nu puteam. Câteodată mai mergeam la tot felul de chefuri și de astea, vedeam, mă uitam la oameni. Oameni care nici aia pot să zic că... Dar știau limita, au consumat... O tărie, au mâncat, au băut o bere, un șpirit. Gata, la revedere. Stop, da. Ce e aia, mă? La dumneavoastră nu mai exista frâna asta, nu, da? Nu, adică luați... Nu știu pe ce parte a corpului intra sau pe unde intra de mă determina sau mă făcea încât să ceară. Și nu așa, a doua, cum am zis, eu nu știu ce înseamnă să-ți fie rău. S-a întâmplat să rămâneți din cauza băuturii chiar pe stradă undeva în vreo noapte? Nu. 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 Asta nu. Nu. N-am rămas că tot timpul mă orientam. Cât mă ținea picioarele și cât eram lucid să ajung într-un loc unde să... Nu, eu am dedus în perioada respectivă, asta a fost, cum am zis atunci, mă simțeam, nici nu știu, că boschetar, din ceea ce ai fost să... devii să fii un, nu știu, și, cum am zis, simțeam persoanele și oamenii din jurul meu că nu mai aveau răbdare, nu mai aveau nervi, nu mai putea să, pur și simplu, încredere și au pierdut-o în totalitate. Deci absolut, și tot mă întrebam, dar de ce? De ce ăia îți devine și eu n-am nicio vină? Cam cât ți-a durat toată povestea asta? Adică, ca să... realizez că sau... cam cât timp a durat din momentul în care s-a declanșat povestea asta, ați intrat din ce în ce mai adânc în această poveste și până când ați decis gata, stop. Cam câți ani a durat? 7, 8, 10 ani? Păi de 3 ani nu mai consum. Ok. De 3 ani și în două am avut 30 și 2005, 2000, în 2005 am divorțat, în 2003, când am venit înapoi în țară, m-am dus, jucam. V-am zis, erau... Deci, practic, de prin 2003-2004 s-a declanșat povestea asta, nu? Ani, da. Prin 2005, deja, cum am spus, ați divorțat. Deja eram la limită cu chestia de avertisment, că așteptam numai să meargă să-și dea acordul legat de să bage hârtie de divorț. Da. Și a crezut că mă îndrept. Da, de unde? Nicio... Bun, deci practic a fost din 2003-2004 până 2019, da, nu când ați spus stop. Practic, cam când a început pandemia,
Ați pus stop. Mai devreme. Mai devreme un pic. Mai devreme un pic. Dar mai devreme, dar pe cum trecea timpul din 2005, mie îmi creștea, s-a accentuat. S-a accentuat. Și tot mai... Cam când a fost vârful, cam prin ce an? Ajunseserăți la un moment dat la un vârf, da? După care... Vârful da, nu a existat niciodată la mine, că da. n-am ajuns încă la el. N-ați ajuns la el. Nici nu mi-am pus... Mai aveți încă resurse glumind un pic. Nici o problemă. Nu mi-am propus să ajung... Să ajungeți pe Everestul, nu, da. Nu. Glumim nu, acum. Nu. Sigur, e o temă care nu suportă glume, dar... Nu mă deranjează. Încercăm să discutăm lucrurile astea, să explicăm oamenilor cum ați reușit să treceți peste perioada asta, cum v-ați repus pe picioare și cum vedeți acum toată perioada aceea pe care ați traversat-o, cu ce ochi? Eu pot critica, nu pot să judec pe absolut nimeni. Mă duc în anturaje, am fost chefuri, poate să bee lângă mine, poate să facă orice. Nu vă mai atrage nimic absolut povestea nimic. Asta. Da? Dar cum nu mi-am pierdut simțurile. Așa, dacă vine cineva și îmi duce sau zice am o țuică de cireașă sau de caise sau de gutui, iau și miros sau vin de nu știu ce. Deci nu mă deranjează. Absolut nu. Nici măcar scobitoarea de la asta să pun pe limbă, să zic în țăp și... Dar vă e teamă că dacă puneți un pic pe limbă se declanșează, nu? Da. Adică dacă simțiți gustul un pic redeclanșează tot mecanismul. Da, am făcut și un haz de necaz cu un prieten, 21 de ani nu am mai consumat alcool. Băiatul urma să facă nuntă. Da. Avea pus în loc bine dosit damigeana de țuică. Aia deja au avut 20 și ceva de... Da. Și s-a dus să tragă. Și ăla, pur și simplu, a întrerupt complet. A avut probleme și de sănătate și a zis nu mai. Cum o tras ca să bage în sticle. Că dacă prima dată nu știi că trebuie să sufli, să scoți aerul, să tragi și tragi și gustul ăla de alcool și îți vine și da. Un pahar. Ce pahar? Un paharelo? Da. Atât. Un degetar, da. Atât. Și din momentul ăla o luat-o din nou. Pentru că și el tot la fel ca și mine, el fiind mai în vârstă. La fel, nu știm, noi nu știm, n-am știut și nu știm să bem. Iar dacă, decât să încerci, să vezi, să experimentezi, hai să încerc să beau astăzi numai un pahar, hai să beau mâine un pahar, vezi că n-ai nimic. De fapt, poate scopul ții să te amețești, să începi să o iei razna. Normal că începi să accentezi și să-ți mărești da. Și alergarea și consumul. Cantitativ, nu calitativ. Calitativ nu mai există. Îmi spuneați că ați pierdut practic tot, da? În tot. Perioada asta. Absolut. Da? Soția absolut. A divorțat, da? Ați pierdut casă, ați pierdut tot, da? Practic ați rămas fără nimic. Din absolut. Tot ce ați acumulat în ani de zile. Absolut. A rămas eu, fizic, atât. Dar cum alții... Nu și-au pierdut, încă tot au avut încredere. Asta e cel mai important, până la urmă. Tot au avut încredere și răbdare, până la urmă am luat decizia asta și acum stau și mă minunez și mă gândesc și văd cât îți de binevoitori, cât îți de înțelegători, cât îți de apropiați, cât îți, deci la superlativ. Datorită cărei probleme a fost... Atunci când i-am judecat pe ei, care de fapt ei n-aveau nicio vină, încercau, dar nu, eu am zis, nu se poate. Dar care a fost motivul care a declanșat toată povestea asta? De ce v-ați apucat de povestea asta? Dintr-un soi de singurătate, dintr-un soi de neînțelegere, dintr-o lipsă de comunicare, din anturaj pur și simplu, sau câte un pic din fiecare? Anturaj nu prea, cum am zis, eu mă seamă singur să mă refulez. Sau dacă mergeam, mă întâlneam cu cineva ocazional, consumam un pahar și hai, nu. Atunci simțeam că trebuie să mă duc, să mă retrag și să consum fără să... Singur. Să mă, sau în majoritatea cazurilor singur. Da, da. Aveați toate refulările astea. După aia,
se întâmpla când nu puteam să mă mai ridic și eram dus și îmi spunea a doua zi sau a treia sau a patra când mă dea, te-am dus acasă, vai, dar cum ai fost, vai, eu. Trebuia și mă gândeam, vai, dar chiar așa am ajuns, că vorba aia, în Arad sunt cunoscut și cunosc o grămadă de oameni, personalități și chiar așa am ajuns să fiu de râsul lumii, să râdă altul de mine, de ce? Din cauza cui? A prostiei care am ales-o și am făcut-o. Chit că am pierdut, au fost și alții care au pierdut mai mult. Nu, dar nu dau exemplu și nici nu mă uit la ăla, pentru că nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează, numai stric persoana mea. Și cei mai apropiați și cei mai dragi pe care îi am iubit și îi iubesc sunt alături de mine. Mi-ajunge. Atât. Bun, deci în prezență aveți o relație foarte ok cu familia, cu fiica dumneavoastră, da, cu fosta soție, adică lucrurile s-au rearanjat într-o matcă. Să nu înțelegem greșit, relație cu fosta soție e ok, dar până la atât. Nu da. Intrăm în detalii amănunte, că nu mai e. Da. Ce a fost, nu mai e, s-a dus. Da, da. Dacă ne salutăm, ne respectăm, în apelăm. Sensul dacă, în, sensul ăsta, da. În sensul ăsta. Și plus de aia, foarte, foarte, chiar am zis, nu i-am zis eu lui, dar așa indirect, șeful meu care, unde lucrez, eu, dacă eram în locul lui, de mult... N-ați fi avut răbdare cu angajatul Adrian Negrău din perioada aceea? Nu. M-a ajutat mult și practicând sport, că îi place fotbalul. Da. E mai tânăr decât mie. A contat și asta, probabil v-a văzut prin prisma fostului fotbalist și ceea ce ați însemnat pentru Arad. În primul rând, da? Da, dar de-aia spun că foarte, foarte mult. Nu știu câtă răbdare a putut să aibă, că au avut destulă. Vreo 10 ani au avut de îndura. Să mă înțeleagă și să mă asculte, care de fapt... Medical cum ați stat? Ați avut și probleme de natură medicală? Adică toată povestea asta a declanșat și anumite probleme absolut, de natură medicală? Absolut nimic. Toată lumea îmi vinuia că din cauza am avut vreo 2 sau 3 comoții. Dar eu n-am luat în considerare chiar așa să mă deregleze. Că te dereglează dacă consumi în exces, nu există să poți gândi lucid. Dar nu cred. Da, fiecare știe cum. Eu unul nu m-am simțit că de probleme de sănătate. Control medical nu prea. M-am dus că n-am pentru ce. Că dacă mă duc și mă vede, o să înceapă să-mi spună. Vezi că colesterol, aia... Toate cele, da. Dar nu fac atracție. Și fac efort, că făcând efort pot să și mănânc sănătos și să-mi placă. Nu să pigul și să ciugul și să... Nu. Ură de slăbire și alte minuni, nu. Dar n-am avut probleme de genul ăsta încât să zic că trebuie să întrerup. Că nu m-am simțit. Că dacă aveam probleme și mă durea stânga, dreapta, să știu ce, probabil că zicea, consumați alcool în exces, cum îl consumați, știți că nu-i voie, că nu știu ce, dar... Da. Nu. Haideți să ne întoarcem la fotbal. Și să ne întoarcem la fotbalul de astăzi. Ce vă mai spune prima ligă de astăzi? Ce vă mai spune fotbalul românesc de astăzi în general? Vă mai uitați cu plăcere la echipa națională? Nu. Sau nu? Nu. Și îi dau dreptate și nu îi dau dreptate, că toată lumea judecă pe noul, fostul, că tot același a rămas președinte, toată lumea că nu face nimic, că nu se implică, că nu știu ce, că... Dacă așa se pune problema, că încep cu sfârșitul, de ce nu a avut contracandidat? Vă referiți la Burleanu acum? La Burleanu. Pentru că nu se face nimic. Adică ori nu înțeleg ce e din... Pentru că a construit un sistem de așa natură în țară, dependent și alimentat cu tot felul de beneficii mici, micuțe, care sunt foarte bine absorbite în teritoriu, încât a descurajat la modul suprem orice potențială contracandidatură. Deci, da? Adică este Burleanu pare un Mircea Sandu la puterea 5, adică a perfecționat toate tehnicile lui Mircea Sandu. Da, dar total greșit. Pentru că, exact cum spuneți, când s-au făcut alegerile și a candidat,
El a făcut niște demersuri care nu prea le-au înțeles de unde o să poată el să obțină voturile. Pentru că am avut un fost coleg, Adi Lucaci, da. A jucat la Sportul, la Cluj, la nu știu fostul ce. Fostul președinte la JF-ul. Exact, da. Exact. Și am aflat că s-au făcut niște, nu speculații, niște ajutoare din partea domnului Burleanu, care s-a dus la X, la ligele inferioare, la feminine, la țară, la dracul, la nu știu cu unde. O minge cu un tricou, un echipament, niște bani, sponsorizări. Și când s-a făcut alegeri, toată lumea, cât sunt? 16 echipe, 2 contra, 1 se abține și mai sunt 13 împotrivă. Bun. Dar nu au fost de ajuns numai voturile lui cei de acolo. Și când au venit ăsta, au venit cu toată artileria. Din start. O știuță plus, iar politic, de fapt politic, ce da. Să ne ascundem. Când a fost și cu Gică Popescu, la fel. Mâine trebuia să candideze, azi l-a luat. Numai... O coincidență mult prea mare. Păi, mult prea mare. După aia, Lupescu stă ultima lună de zile, își face și el iarăși acolo o greșeală, cel puțin din câte am văzut eu. Te duci, te expui, nu știu unde, și te duci pe... Te întâlnești cu domnul Ponta. Ponta. Iară, ai lovit-o în care... Ce te-ai așteptat? Cine să... Și atunci ne întrebăm. Cu Dragnea, nu cu Ponta, cu Dragnea. Cu Dragnea, cu Ponta a fost Iorgulescu mai înainte. Nu, cu Dragnea, așa da. E, așa e. Ceva conducător. Da. Da. Și-a rezolvat și el problema și acum ne-am întrebat că nu a avut contracandidat. Păi, iar ăla. Păi, dar de ce nu s-a dus nimeni? Sau chiar nu se găseau? Păi nu, că n-au fost interesați. Și atunci ne întrebăm, ne punem întrebări, de ce fotbal? Fotbalul românesc e încă mai e încădere liberă când ne apropiem de încă, sol. Încă mai e loc. Degeaba vorbește frumos și Edi, degeaba, nu, și toată lumea se întreabă, nu-i bun ăla. Dar întrebați, uite-te ce jucători avem că nu sunt nici în lot, afară unde să sunt. Nici în lot. Deci n-au nicio treabă. Și atunci noi ne întrebăm. Și atunci cauza unde e? Ați pomenit numele lui Iordănescu Junior. Vi se pare că e un mariaj potrivit acesta cu echipa națională? Indiferent cine ar fi, nu s-ar face nicio schimbare. Absolut. Absolut. Cu lotul care nu poți să spui de oricine că ăla e mai bun sau îl încerci. Da, ca să formezi o echipă îți trebuie răbdare și trebuie să dai încredere. Eu pun o altă întrebare. Acum 2 ani, campionatul european în Franța, 2020, când 2020. Am avut lotul ăla de junior, am bătut pe englezi, am bătut pe sârbi, am bătut pe... 2020, parcă a fost. Vă referiți la europeanul de tineret? Da, la europeanul de tineret. 2019, cel care a fost în Italia, da? Cel cu Mirel Rădoi, la ăla vă referiți? Cel cu da, Mirel Rădoi, da, e selecționer, da? Exact. 2019, turneul din Italia, da? Exact. Eu, dacă vine cineva și poate să-mi justifice, nicio problemă. Cât jucători s-au transferat la echipe cu renume? Zero. Câți? Zero. Păi și atunci, ce pretenții aveam? Deși așteptările erau mari atunci. Păi toată lumea, deja zeci de milioane, domnul Gigi Becali, deja nu știu de câte ori l-au vândut și pe ce sumă. Că, într-adevăr, a dat 2 goluri, parcă 4-2 cu Anglia. Vă referiți la Coman, la Florinel Coman, da. Dar eu întreb, cât... Care a dispărut din peisaj între timp. Păi s-a accidentat, sunt și alte motive, că... Acum viața extrasportivă și viața sportivă și îți trebuie și acolo îți trebuie putere și dincolo îți trebuie putere. De-aia zic, total schimbat, pentru că dacă se prindea vremurile de acum ca și bani la valorile care au fost, ceea ce nu știu cât și ce și-o adunat fiecare, că așa a fost de așa natură vremea respectivă și... S-a adunat bani, nu zice nimeni că au fost bani și
dar nu ca și acum. Acum sunt bani, dar nu mai este valoare. Nu mai sunt echipe. Dacă anonim, nici n-am auzit de loții și de nici nu știu cine, am ajuns să ne fie frică de echipele astea care... Atunci, ce vorbim? Sau despre ce vorbim? Craiova, echipă bună? Păi uite-te, echipă bună când joci cu una din afară, care are un nume și o bați. Nu aici în campionat. Aici în campionat e... Dar nu-i mai valori. Și de ce? Și toată lumea se întreabă. Dar care-i cauza? Nimeni nu știe. Chiar nu știe nimeni răspunsul la... Probabil că sunt unii care știu, dar li-i frică să spună. Atunci nu-i mai cheamă în delegație, nu mai cheamă la echipa națională să servească un mic dejun, nu-i mai cheamă la un șpriț, pentru că încep să... Și atunci sunt mai maleabil, zâmbesc, e ca la frizer, te aranjează numai așa, pe la spate. Pe la spate, da. Pe deasupra. Fii realist și spune, dar nu pot. Că mâine dacă pleacă echipa națională, eu știu în ce turneu, știți că vreau să mă duc și eu. Nu pot. Chiar așa compromisuri. Care este cel mai drag gol care v-a rămas așa întipărit pe retină? Golul de la Reykjavik. Cu Fram Reykjavik, da? Fram Reykjavik. 1-0, victorie cu Stea. 1-0, da? Da. Golul victoriei. Îl mai țineți minte? Da. Îl descriem un pic? Terenul la oribil. Probabil că și ei au mai progresat. Tot mi-aduc aminte, era un teren, vestiarul. Da, așa au fost la vremea respectivă și la echipele astea care nu prea erau considerate. Dar uite că încet, încet au venit din spate și s-au mai dezvoltat. Islanda, care erau buni la handbal, la sporturi care oricând putea bate pe oricine. Și uite că la fotbal au progresat. Luxemburg, echipe care nici nu mai dădeai, te întrebai oare cât să le dăm ca să... Nu mai există. Nu știu, ori a scăzut chiar așa nivelul ăsta fotbalistic. Pentru că e și un semn de întrebare dacă germanii au ajuns să naționalizeze, care n-au avut nevoie niciodată de... E o tendință globală, da? Da. Dar, bun, pe noi nu ne interesează ce face ăla, ce facem noi. Tot ne punem întrebări, ce facem. După 2000, că atunci încă mai șopătam. Am fost ultima dată la un turneu. Dar an de an ne lovim și tot echipe care au fost inferioare, nouă inferioare, noi trăim tot din amintiri. Nu mai joacă din ce au fost, nu mai joacă. Foarte, foarte slab. Suntem la pământ, da? Asta e concluzia lui Adrian Negrău. Fotbal românesc este la pământ, da? Încă asta nu ideea la, cu încă, care... încă mai plutim, încă mai plutim. Probabil că plutirea aia e până când să ne întindem picioarele ca să cădem pe picioare, nu... Încă mai plutim. Nu știu ce ar trebui să se schimbe. Iar ne uităm la vecinii noștri. Păi da. La unguri vă referiți. Exact. Vecinii noștri care au investit și un om foarte... Îi place foarte mult sportul, fotbalul în general, la domnul Orban. Nu laud că am avut o tangențe, dar... Și la ei e un semn de întrebare. Au ajuns să se bată pe englezi. Nu întâmplător, că i-o bătut și acasă, și acolo. Și la ce scor? Nu? Și noi, unguri. Da, într-adevăr, dacă stăm să ne gândim, ultimul campionat mondial a fost în 86, Mexic. Atunci, la ei. Și încet, încet, înotau așa, în mlaștină, tot încercau să iasă la mal, dar și la ei. Acum s-au investit foarte, foarte mult s-au investit. Enorm. Da. Aici e diferența care se face în momentul ăsta între România-Ungaria.
Mulțumim foarte mult, Adrian Negreu, pentru răbdare, pentru povestea de viață pe care ne-ați spus-o, pentru amintirile interesante pe care le-am evocat și cu siguranță vom mai avea ocazia să povestim și ulterior. Și eu vă mulțumesc. Ocazia se poate că am reușit pe o parte din foștii colegi, prieteni, că încă mai exist, că sunt bine. Mai țineți că... legătura cu foști colegi de la Steaua? Mai țineți legătura cu cineva? Nu. Absolut. Mulțumesc foarte mult, Adrian Negreu, încă o dată. Toate cele bune și sperăm să auzim povești interesante și cu altă ocazie. Să fie de bun augur pentru unii, să vadă, să ia cei mai buni, să înțeleagă, să facă cum consideră și crede. Dar cu mare drag și cu mare plăcere oricând pentru oricine sunt dispus și disponibil pentru o conversație. Dacă depinde pe ce temă, poate că ar fi interesat cum am reușit până acum să mă pot abține. Cum am zis, la început nu eram, dar la urmă am ajuns foarte, foarte rău. Dar uite că am reușit. Prin nu știu ce mijloace, metode, că n-am aplicat absolut nici medicamentații, nici psiholog, absolut nimic. Prin voința. Că nu pot face exact cum te duci voit să iei un suc sau să iei așa, trebuie să, așa pot face și aia. Nu e ușor să nu creadă că e, azi m-am dus și mâine-s vindecat. Nu. Îți trebuie răbdare, dar este o vorbă. La astăzi nu beau. Fiecare zi când te trezești, să vii cu astăzi nu beau. Astăzi nu beau. Și probabil că în timp o să stai să realizezi. Se educă și mentalul exact. cu această lecție, da? Închem aici cu această lecție, da? Lecția de voință a lui Adrian Negreu de a reveni pe linia de plutire și de a putea să-și împărtășească și experiența extrasportivă, nu doar pe cea sportivă. Mulțumesc încă o dată, Adrian Negreu. Mulțumesc. Toate cele bune.